Hei, 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 bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit la mesajele zilei. Poftă bună la cafeluțe, la ceiuț, la cappuccino, la ce mai bea omul acolo dimineața. Da, știu de ce râd. În fine, bună dimineața, am zis, poftă bună, am zis, măi, oameni buni, e chiar curioasă ce mesaje ies acum, pentru că este o energie foarte interesantă. Bun, hai să vedem care este titlul emisiunii. Și semnătura energetică, nu? Parcă așa am numit-o eu la început. Boat, iacă-te, cu bărcuța. Mergeți cu bărcuța astăzi. Receiving what you need, iacă-te, a primi ceea ce ai nevoie. Progres, da? Poate vorbi și despre călătorie, a merge mai departe sau a încheia niște situații din viața ta. Un fel de șase de săbi, închei ceva din viața mea și îmi dau voie să merg mai departe. De asemenea, ceva poate să vină către tine și atunci spiritul îți spune să îți dai voie să primești. Ce înseamnă să-mi dau voie să primesc? Înseamnă să cred eu despre mine, evident, că merit acel lucru. Că așa cu mintea rațională tot spune, păi da, ce mă, cum să nu merit eu? Bine, întrebăm noi subconștientul și mai vedem. Ok, challenge, ia câte provocări și o lipsă de armonie, ne spune prima carte și să vedem de ce și unde. Ok, bun. Cumva este ar putea fi o contradicție, dar nu este. Pentru că vedem acolo unde există provocări sau pot apărea provocări astăzi, apare și susținerea și inspirația din partea spiritului. Că tocmai de asta îți spune, fii pregătit, da, să primești ce vine către tine. Că poate ești într-o situație pe care trebuie să o lași în spate. Bărcuța pleacă, dar vine ajutorul către tine. Primește bărcuța, da? Un fel de soluționare și, haideți să spunem, răspuns la unele situații pe care tu le experimentezi în momentul de față. Ai suportul și inspirația și asistența, haideți să spunem așa, din partea ghizilor tăi spirituali și din partea spiritului. Bun, hai să vedem și care sunt punctele importante. Poate să fie vorba despre o relație. Hai să vedem ce mai avem. Feminine, energia feminină. Energia feminină, stai și se gândește. Energia feminină, vedem că își folosește intuiția, da? Își folosește intuiția pentru a vedea o anumită situație dintr-un alt punct de vedere. Și vedem că reintră în forța ei. Da? Vedem această carte de empowerment, de forță, de putere, de încredere și foarte frumos de self-love. Această energie feminină nu trebuie neapărat să fie o femeie. Dacă toți avem și energie feminină și energie masculină, dacă eu mă hotărăsc să am grijă de mine, în loc să mă mai pun pe cruce pentru ceilalți și așa mai departe, I nurture myself, da? Atunci eu mă îngrijesc pe mine ca o mamă, eu acționez vis-a-vis de mine în energie feminină. Sper că face sens în capul meu, face sens foarte, foarte mult. Bun, și vedem rebirth, renașterea. Cineva este pregătit să renască prin iubire de sine, prin acceptare de sine. Foarte bine. Vedem, așa cum am văzut și îl vedem în continuare, suportul și inspirația din partea spiritului pentru a aduce armonia acolo unde s-a produs un dezechilibru, da? Și pentru a putea depăși anumite provocări în care te afli în momentul de față. Hai să vedem și mesajul din partea Doamnei Lună. Prosperity, foarte bine. Prosperitatea este la orizont, zice Luna în Taur. Și Taurul este destul de grijuliu, spune spiritul. What do you need to release? Iacă-te, ce anume ai de eliberat? Eliberează-te de ceva care nu mai este ok pentru tine, nu mai este în armonie, nu te mai reprezintă. Eliberează toate lucrurile astea, că e o situație, că este un comportament, că e un pattern de gândire, nu mai contează ce este acolo. Eliberează-te, nu-ți fie teamă să renaști, nu-ți fie teamă să te alegi pe tine. Pentru că îți spune, da, acolo unde te duci, prosperitatea te așteaptă. Așa că dă-ți voie să eliberezi ce este de eliberat. No, bine, haideți să vedem și de aici ce mesaje vrea să mai aducă spiritul pentru astăzi.
Energia feminină intră în forță și în putere. Foarte frumos, prosperitatea este la orizont și vedem și comoara de pe insulă. Ceva care vine către tine, da, poate trimis de spirit, pentru că am văzut acolo suportul și susținerea. Primește lucrul acesta, da? Este ceva ce va dura foarte mult, nu știu, vorbește despre longevitate a ceea ce vine către tine. Că te gândești tu să creezi ceva, să începi un proiect, da? Îl începi de aici, dar el va crește și va fi foarte durabil, va duce la prosperitate. Dar este ceva, pentru a ajunge să faci lucrul acesta, este ceva ce tu trebuie să eliberezi. Iată-te, mai e puțin până la linia de finish, poate. Da, spune, nu renunța, mai ai foarte puțin, ai toată susținerea necesară. Ce mai vedem? Loyal Heart, poate fi un parteneriat foarte frumos în care tu să intri alături de cineva care este pe aceeași lungime de undă cu tine. Că este parteneriat, că este relație, nu știu, poate trebuie să ieși din ceva care așa trebuie să fie. La început aici, a ajuns aici, se termină. Și acum vine ceva nou, poate este această iubire, acest parteneriat, această relație, nu știu, ceva, dar este pe aceeași lungime de undă cu tine. Iată-te cât de frumos, numărul 35, 35, 8, și el vorbește și despre abundență. Prin această conexiune, prin această relație sau parteneria ce este acolo, poți ajunge la abundență, poți construi un imperiu, mi se spune, dar trebuie să iei o hotărâre. Vedem The Fork in the Road, răscruce aceasta de drumuri. Ce aleg? În ce direcție mă duc? Îmi dau voie să mă duc către linia asta de finish sau o iau înapoi de unde am venit? Nu știu, ce ai să ales să faci, asta depinde numai de tine, dar vedem că există posibilitatea să intri în curajul și în forța ta, da? În acea energie feminină strong, puternică, să ai grijă de tine, să te ocupi de sufletul tău și asta va aduce toate schimbările. Iată-te, să lași o povară jos din spatele tău care a atârnat foarte, foarte greu pentru a ajunge acolo, pentru a putea primi ceea ce vine către tine, pentru că vine, da? Cu șasele de monede vedem că lucrul acesta vine și vine într-un mare fel, e ca și cum universul, ok, zice în felul următor, faptul că tu ai oferit celor din jurul tău, să nu-ți pară rău, pentru că tot ceea ce tu ai oferit celor din jurul tău se întoarce la tine într-o formă sau alta și se întoarce într-un mare fel. Uite, succes, reușită, victorie, mai ai foarte puțin. Ai dat. Ai cărat tot felul de responsabilități în spate și așa mai departe. Dar vine momentul să culegi roadele muncii tale, împărăteasa, ia, uite, în toată splendoarea ei, pe această inimă loială pe care o vedem acolo, nu știu, poate că vine repede, se apropie această energie alături de tine, poate fi cineva în taur la urma urmei, dar nu este obligatoriu. Ceva ce așteptai vine către tine sau poate chiar va trebui să iei o decizie destul de repede, corect, și iată și confirmarea, nu mai sta să te tot gândești, să te răzgândești, să te para răzgândești, nu mai contează. Va trebui poate să dai un răspuns rapid de data aceasta, îmi spune spiritul, da, pentru că e teama de a lua o hotărâre și tot te-ai învârtit în cercul acesta de numa. Nu-ți mai fie teamă, ia odată hotărârea să te eliberezi, da, de această povară, pentru că lucruri faine, vedem foarte clar, acolo te așteaptă. Hai să vedem și Cupid, ce ne spune, tell me more about this spirit. Da, cineva stă și se gândește ce să fac, da, ce să fac, încotro să mă duc, e bine, nu e bine, poate să fie și o sală de judecată, da, la urma urmii, și vedem aceste noi începuturi, că sunt noi parteneriate, că este cineva care vrea să intre în viața ta, nu contează, vedem clar că trebuie să iei o hotărâre, haide băi. Bărbatul, hopa, bărbatul principal, ia că te-l vedem aici, poate fi arhetipul soțului, tatălui, persoană importantă, poate să fie cineva de la drum, poate să fie această persoană cu inima loială, așa cum am văzut-o și cu pe împărăteasă. Dar ce să vezi, cartea hoțului, și haide să vedem de ce. Iar mustrări de conștiință, spune cineva, are mustrări de conștiință. Măi, tu l-ai, Doamne, iartă-mă. Cineva are mustrări de conștiință legate de iubire, da? Dacă aleg să mă duc, nu știu, către acest
împărat, da, sau, pardon, către acest bărbat principal sau în altă parte, m-aș simți nu știu cum. Întâi trebuie să termin ceva, întâi trebuie să ajung la linia de finish înainte, da, de a accepta poate această situație, pentru că ceilalți ar suferi dacă eu fac lucrul acesta. Of, tu l-ai, Doamne, tu l-ai, Doamne. Da, iată, cineva se gândește intens la lucrul acesta. Nu vrea să-i facă pe ceilalți să sufere de niște treburi. Măi, știi cum e treaba asta? Tu nu poți să faci... Și vă rog să mă ascultați bine și să vă intre căpșori. Nu poți să faci niciodată pe cineva să sufere sau să fie fericit. Suferința și fericirea și restul sunt pe persoană fizică. Eu pot să zic câte în lună și în stele, sau tu poți să-mi spui câte în lună și în stele, dacă ele nu rezonează cu mine și dacă eu nu aleg să mă enervez sau să fiu fericită, nu o să se întâmple lucrul ăsta. Guess what? Da? Așa că asta cu l-am făcut să sufere, nu, a ales să sufere, a ales să fie fericit, fericită și așa mai departe. Bun, hai să vedem și un mesaj din partea îngerilor pentru astăzi. Ok, și vorbește despre copilași, da, nu știu, poate reținerea acestei persoane sau a voastră are legătură cu copiii, ce o să fac, ce o să se întâmple cu copiii sau cu animăluțele sau cu proiectele mele dacă eu schimb direcția și mă duc către ceea ce vreau cu adevărat. Ok, Opal vine și spune că, nu știu, copilașii tăi, animăluțe sau ce mai ai tu acolo sub energie de copil, că și un proiect poate să fie... sub energia unui copil, sunt bine păzite aceste elemente de spirit, așa că nu ai de ce să-ți faci probleme. Uite că săream de amorul gheboz, măi, știam eu că lipsește ceva de pe birou. Rămâi optimist când vine vorba despre iubire, îți spune pentru a aduce, iată-te, your soulmate, sufletul tău pereche. Și am văzut the loyal heart, dar nu lăsa vinovățiile, nu lăsa nebunile, wow! Nebunile acelea să îți stea în cale. Iată-te, foarte curând se întâmplă. Mai e puțin, ți-am spus, până la linia de finish. Nu știu dacă unii dintre voi ieșiți dintr-o relație de lungă durată sau căsătorie sau acea persoană trebuie să închidă lucrul acesta pentru că există foarte multă atracție, foarte multă chimie între voi. Bun. Hai să vedem și răspunsul întrebărilor voastre sau răspunsurile întrebării voastre. Okidoki, hopa. Și se vede. Varianta 1, 2 sau 3 și să vedem răspunsul numărul 1. Răspunsul numărul 1 este forgiveness, iertare. Răspunsul tău este iertare, iartă-te și nu te mai biciuie atât sau iartă pe cineva care tu consideri că ți-a greșit. Și haideți să vedem răspunsul numărul 2, improving health, fie că trebuie să ai grijă de sănătatea ta sau te anunță că sănătatea ta se va îmbunătăți sau sănătatea unei situații, a unei relații se va îmbunătăți. Și răspunsul numărul 3 este, opa, uite, ok, și a căzut pe cartea drumurilor lungi și spune a year from now, de acum într-un an, nu știu, s-ar putea să te eliberezi de o situație în care te afli sau să pleci la un drum lung. Dragii mei, acestea sunt mesajele pentru astăzi. Have a glorious day. Ciao, ciao!